Bine v-am găsit la podcast Litera 9, locul în care punem întrebări și ne uităm la subiecte din cât mai multe unghiuri. Suntem Mihai Tatu și Paul Ciocan, gazdele voastre pe parcursul acestei serii dedicate proiectelor de infrastructură feroviară din județul Brașov. Iată, ne-a ajuns la episodul 5. Voi face o scurtă trecere în revista episodelor anterioare, dar veți găsi oricum în descrierea podcastului și informații, link-uri directe către episoadele anterioare. În primul episod am discutat despre proiectul podului CF de la Budila și terminalul Feldioara. Al doilea episod a fost despre racordul dorit între aeroportul Brașov și calea ferată în zona Ghimbav. Al treilea episod l-am dedicat investițiilor proiectate în zona Gării Brașov și Gării Bartolomeu, inclusiv terminalul RAT. Iar al patrulea episod a fost despre reabilitarea tronsoanelor de cale ferată Brașov-Sighișoara și Brașov-Predeal. Așa că acum este timpul episodului 5 și poate unul dintre episoadele pe care noi ne le-am dorit foarte mult și din cauza aceasta cred că am și dorit să avem o introducere mai lentă până la acest episod, și anume subiectul trenului metropolitan. Și îl voi lăsa pe Mihai să vă spună mai multe detalii despre de unde plecăm, de la starea de fapt de la care plecăm. Da. Păi, cu trenul metropolitan cred că începem undeva de prin 2017. Eu, cel puțin eu, am auzit de trenul metropolitan de la Gabi Buhu și arhitectul pe care îl știți, care a și propus și un proiect de tramvai. Și cumva de acolo au început lucrurile să apară și în discursul autorităților, cum facem, ce facem, ce nu facem. Dar acum unde ne ducem noi cu discuția e de ce am vrea acest tren metropolitan, cât el este util. Noi zicem că da și cumva pornim de la ipoteza asta. Păi să spunem că în 2017, de fapt, motivul pentru care a început discuția despre transport metropolitan pe cale ferată era exact faptul că în acel an autoritățile locale din municipiul Brașov și din celelalte comune și orașe din jurul Brașovului și-au pus problema și au început să implementeze un transport metropolitan de persoane, de călători, însă în regim rutier, da, cu autobuzele RAT Brașov. Și încă din acel moment, unii dintre noi ne-am întrebat de ce nu am putea să avem acest transport direct pe cale ferată. De ce vrem să trecem mai întâi printr-un transport pe șosea și nu încercăm să dezvoltăm încă din acel moment un transport pe șină, pe cale ferată. Și din punctul meu de vedere, această dilemă este extrem de pertinentă, dat fiind faptul că Brașovul beneficiază, față de alte aglomerări urbane din țară, de câteva mari avantaje. Unul dintre ele este gradul mare de urbanizare din jurul Brașovului. Vorbim practic de o serie de orașe aflate într-o rază de 30 de kilometri: Râșnov, Zărnești, Codlea, Ghimbav, Săcele, Sfântul Gheorghe chiar. Iar dacă extindem puțin raza, ne putem referi la întorsura Buzăului, la Târgu Secuiesc, la Rupea, la Făgăraș. Deci, practic, avem o arie de captare importantă, urbană, de oameni care, în principiu, au nevoie de mobilitate însemnată, locuri de muncă, servicii publice, servicii administrative, servicii medicale, deci inclusiv servicii turistice, dacă tot ne considerăm a fi o zonă turistică importantă. Dar în afara gradului de urbanizare mare existent în jurul Brașovului, practic beneficiem și de o rețea densă de căi ferate, okay, deja existentă. Inclusiv cu gări. Cu tot ce presupunem. Da. De fapt, aproape tot ce presupune, pentru că, după cum o să vedeți în cursul episodului, o să enumerăm probabil câteva dintre lipsurile pe care le vedem noi la rețeaua existentă și, ca atare, direcțiile de investiții care ne-am dorit să fie aduse în spațiu public. Și mă bucur că discuția de tren metropolitan a prins și la autoritățile publice, pentru că se discută tot mai des de mobilitate urbană, de ideea de a avea transport verde, nepoluant, de ideea de a avea soluții, de a decongestiona orașe, de a oferi alternative de transport la autoturismul personal.
Nu o să intru în detalii de ce credem că, sau mă rog, de ce transportul pe cale ferată și electric este net superior transportului pe rutier și pe diesel și pe benzină, dar cred că... Putem menționa câteva avantaje. Da. Predictibilitate. În primul și în primul rând, un transport pe șină dedicată de cale ferată. În mod normal, și 99% din cazuri așa o să se întâmple, va fi extrem de predictibil. Vei putea ști că la o oră fixă ai trenul care te va duce până la 20 de km, 30 de km distanță în condiții ok. La fel, funcție de materialul rulant pe care îl avem, s-ar putea să... care sperăm noi va fi un material rulant nou și modern, vom avea condiții de confort convenabile. Nu va trebui să stai să-ți dezăpezești mașina, nu va trebui să stai în căldura toridă a unor autobuze Codreanu, vei avea condiții decente de transport, atât tu cât și bagajele tale, da, sau alte elemente. Un alt element care e foarte important și noi tot atragem atenția asupra acestuia, siguranța. Este transportul pe cale ferată, este mult mai sigur decât transportul rutier. Să spunem că facem această înregistrare după un weekend în care am avut în 3 zile 24 de morți, da, pe șoselele, da, din exact, România. Exact. Dar nu vorbim numai de decese, vorbim de daune, vorbim de lovituri ușoare sau alte chestiuni de genul acesta. Apoi, sincer să fiu, din punctul meu de vedere, investiția în cale ferată și momentul în care vei avea în cadrul mixului de călătorii o porție importantă de călători pe cale ferată, de fapt îți va salva din alte investiții. Practic, în momentul în care noi am avea un transport pe cale ferată pus la punct, vom descoperi că nu mai avem nevoie de exemplu, una dintre soluțiile la care eu nu țin, acele celebre park and ride-uri. Vom descoperi poate că nu vom avea nevoie de dublări, triplări de șosele și pasaje și mai știu eu ce alte lucrări de genul acesta. Practic, o investiție bine pusă la punct într-un sistem de transport pe tren metropolitan ne va salva de o mulțime de alte probleme. Va asigura însă totodată o mobilitate socială însemnată. Oamenii vor putea avea acces la joburi sau la servicii medicale la care altfel ar fi greu să aibă acces. Va însemna inclusiv dezvoltarea imobiliară, pentru că este un fapt cunoscut din situațiile existente în alte state în care și-au pus la punct serviciile de transport pe tren, că aceste servicii dezvoltă în jurul gărilor noi construite sau în zonele încă nedezvoltate imobiliar, dezvoltă practic noi cartiere rezidențiale. În momentul în care unui om îi va fi foarte ușor să ajungă în centrul Brașovului, din Stupinii Preșmerului sau din Tohanul Vechi sau din Rotbav, da, vom descoperi că va fi mai ușor să se mute în acele localități, să investească și practic în felul acesta să și crească nivelul acelor localități. Nivelul școlilor din acele localități, nivelul magazinelor din acele localități, va fi o... din punctul meu de vedere, o disipare a calității, uniformizare și o creștere a calității vieții în toate localitățile din jurul Brașovului, ceea ce e unul dintre elementele cele mai dezirabile, practic. Cred că de aici, cu ce ar trebui să rămânem foarte mult, tot pe logica asta investițiilor pe care am tot insistat în toate episoadele, e că vedem că investiții în cale ferată sau în infrastructuri dedicate transportului pe cale ferată îți modelează sau îți dictează și dezvoltările urbane. Pe când noi acum, dacă ne uităm un pic pe ce s-a întâmplat în Brașov cu cartierele Bartolomeu Van Garden sau Tractorul Nou, vedem că acolo lucrurile s-au făcut fără o planificare, fără un cap și acum oamenii aia practic stau fără transport sau, mă rog, soluția lor principală este autoturismul. Soluția unică, practic, pe care o au la dispoziție. Dar o să trecem, da, și la asta. Da. Bun, haideți să menționăm totuși, am spus că Brașovul este într-o situație extrem de favorabilă față de alte aglomerări, da, urbane. Haideți să menționăm și despre ce este vorba. Odată vorbim de faptul că din Brașov, propriu-zis, pleacă linii de cale ferată în 7 direcții diferite în momentul de față. Vorbim de linii de cale ferată electrificată către Predeal, Sinaia,
iar în partea cealaltă către Feldioara, Rupea, linie dublă electrificată. Vorbim de linie de cale ferată electrificată către Sfântul Gheorghe, e adevărat, e doar o linie simplă. Și vorbim de linii simple neelectrificate, în momentul de față, către Zărnești, către Codlea Făgăraș, către întorsura Buzăului. Deci, practic, avem, din punctul acesta de vedere, un mix oarecum indezirabil între soluțiile electrificate și soluțiile neelectrificate, da, între liniile electrificate și liniile neelectrificate. Și din punctul meu de vedere, aici intervine prima chestiune la care ar trebui să avem un răspuns clar din partea nici măcar a autorităților Brașovului, cât efectiv a societății brașovene. Dacă chiar ne dorim un oraș verde și un transport ecologic, atunci ar trebui să găsim o soluție prin care nu renunțăm la liniile diesel și le investim în electrificarea lor. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în spațiu public există informații și probabil chiar un lobby intensiv din partea anumitor producători de material rulant pentru soluția trenurilor cu hidrogen, care este o soluție ecologică, dar care nu răspunde complet la toate problemele existente. Și o să dau un exemplu simplu. Pe linia Brașov-Zărnești, chiar dacă noi vom introduce trenuri cu hidrogen complet ecologice pentru transportul de pasageri, tot va rămâne un transport de marfă latent, cel către Ina Schaeffler, către Lubrifin sau către depozitul Rompetrol de la intrarea în Zărnești. Da. Cât timp noi nu electrificăm această linie, practic obligăm toți operatorii de transport feroviar de marfă să folosească în continuare vechile locomotive diesel și sau să polueze localitățile respective de fiecare dată când vor avea un transport de marfă în zona respectivă. Electrificarea ne-ar rezolva această problemă, da, și practic am atinge obiectivul dorit de a avea un oraș și o regiune verde, nu numai prin faptul că am avea un transport de persoane ecologic, ci am avea întregul transport, inclusiv cel de marfă, ecologic. Da. La fel, aceeași chestiune putem să o discutăm pentru linia Codlea-Făgăraș, la fel, aceeași chestiune putem să o discutăm chiar și pentru linia spre întorsura Buzăului, dat fiind faptul că atunci când a fost construit tunelul, de care am și menționat, cred că în primul episod, spre Teliu, era prevăzut, da, cu gabarit de electrificare. Da. Hai să ne uităm un pic pe niște cifre, pe frecvențe sau pe trenuri care circulă. Pe care le avem în momentul de față. Pe care le avem, sigur, în momentul de față. Și avem o dată pe linia Brașov-Zărnești, dau capetele, nu mai menționez acum și stații intermediare. Aici avem 9 perechi de trenuri, aici știm că avem un operator doar privat. Pe Brașov-Codlea și încolo spre Făgăraș avem 8 perechi de trenuri. Ce e interesant aici, ce am observat analizând trenurile, avem intervalul 7 dimineața, 12:51, în care nu există trenuri dinspre Brașov spre Codlea. Care e... Practic nu putem vorbi de o ritmicitate. Da. Și nu vedem o logică în orele alese pentru a introduce trenurile. Aici avem practic Brașov-Codlea 14 km și avem trenuri care circulă 20-29 de minute. Cel mai rapid în 20 de minute, da, cel mai lent în 29 de minute, ceea ce, sincer să fiu, ne-a făcut să discutăm între noi dacă nu ar fi interesant un experiment în care un biciclist ar, da, dovedi că ajunge mai repede din Cara Brașov în Cara Codlea pe bicicletă dauna. Da, 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 exact. Unui tren. Aici o să revenim un pic pe discuția asta și de cu privire la trecerile la cu calea ferată. Mai avem Brașov-Sfântul Gheorghe. Aici avem 15 perechi de trenuri, din care 3 sunt private. Din acestea 15, 6 sunt interregio, adică nu opresc în toate stațiile și haltele. Mai avem Brașov-Predeal, unde avem, cred că e cea mai bună frecvență și asta din datorită... toată România. Da, și asta și datorită faptului că Predeal e pe ruta Brașov-București, unde avem 30 de perechi de trenuri, din care 8 private. Și mai avem Brașov-Feldioara, un alt exemplu, cu 5 perechi de trenuri. Da, evident nu am inclus Brașov întorsura Buzăului, pentru că din cauza lipsei podului, în momentul de față nu există transport feroviar între Brașov și întorsura Buzăului.
Și nu am inclus linia spre Târgu Secuiesc-Brețcu, deși oarecum este o linie a Brașovului, sau să spunem a depresiunii Bârsei. E la fel o linie extrem, extrem, extrem de văduvită. Practic vorbim doar de trei legături directe între Brașov și Brețcu și pe întreaga distanță de 98 de kilometri, o durată de parcurs de peste 3 ore. Practic vorbim de o viteză medie de în jur de 33 de km pe oră, extrem de lentă și care practic, ca și în cazul liniei Brașov-Codle, arată lipsa de investiții în infrastructură. În momentul în care nu s-au mai făcut reviziile capitale ale acestor linii, nu au mai fost burate, nu au mai fost întreținute macazele, nu au mai fost reparate podurile respective, ceea ce se întâmplă este că, din punct de vedere al siguranței feroviare, sunt impuse limitări de viteză din ce în ce mai mici pentru trenurile de călători și trenurile de marfă care, practic, străbat aceste secțiuni. Și ajungem la aceste viteze comerciale jenante care fac ca, efectiv, îndeamnă călătorii să se îndrepte către alte soluții, către soluția auto. Transportul pe cale ferată să nu mai fie atractiv. Da, deci din punctul meu de vedere este clar că dacă spuneam mai devreme că prima întrebare este ok, ce facem? Electrificăm liniile existente sau nu le electrificăm? A doua întrebare ține efectiv de infrastructura feroviară. Va trebui să ne uităm foarte atent dacă nu cumva avem nevoie de investiții în această infrastructură. Schimba de șine, schimba de traverse, schimba de macaze, reparații de podețe, poate un sistem unic de semnalizare astfel încât să nu existe probleme de semnalizare. Și mai există și alte chestiuni legate de infrastructură, efectiv pasajele rutiere peste calea ferată, pentru că vorbim de multe zone în care avem intersecții la nivel, iar dacă noi ne vom dori introducerea multor garnituri de tren a unei frecvențe sporite, practic vom perturba traficul rutier și vom expune atât transportul feroviar cât și transportul auto unor situații periculoase. Da. Și avem nenumărate exemple în sensul acesta, adică inclusiv linia Brașov-Zărnești, de exemplu, are trei treceri la nivel cu care ferată, una între Râșnov și Cristian, două în zona Zărneștiului, plus o trecere la nivel care, din punctul meu de vedere, este extrem de dificilă, imediat lângă gara Râșnov, practic accesul din Râșnov spre este o mică zonă comercială, un mic cartier de locuințe aflat la vest de calea ferată. Dar același lucru putem spune și despre alte linii de cale ferată. Avem între Brașov și Codea o mulțime de accese către terenurile agricole. Între Brașov și Brețcu știu că sunt, cred că, cel puțin 4 treceri la nivel pe drumul spre Covasna și apoi între Covasna și Târgu Secuiesc. Deci situația aceasta se tot repetă în momentul în care analizez fiecare sector de cale ferată. Poți constata că ai nevoie de investiții. Și evident, să ajungem și la subiectul care e cel mai important, acel legat de frecvențe. Dacă dorim să avem frecvențe suficient de mari, va trebui să discutăm dacă nu cumva avem nevoie și de o dublare, cel puțin pe unele sectoare de cale ferată, astfel încât să putem să asigurăm o frecvență mai mare. Pentru că călătorii nu o să se mute pe feroviar dacă ei nu au garanția că, nu știu, într-un interval de 15-30 de minute există un tren care va pleca din gară înspre destinația de care au ei nevoie. Pauze de genul cele constatate pe Brașov-Codlea de peste 6 ore alungă călătorul. Da, da, da. Categoric. Și ce ar mai trebui adus în discuție, trebuie să vedem tipurile de călătorii sau nevoile de călătorii pe care le au oamenii. Una dintre cele mai mari nevoi este aceea de a merge la locul de muncă. Și avem, de exemplu, în Ghimbav, un parc industrial care nu este conectat. Avem în Ghimbav un parc industrial care ar putea fi conectat foarte ușor în momentul în care am conectat aeroportul Brașov. Practic vorbim de o cale ferată proiectată să treacă la, cred că mai puțin de 100-200 de metri de zona parcului industrial. E adevărat, prin spatele parcului industrial, nu prin intrarea principală care este conservată acum, dar practic accesibilizarea ar fi extrem de ușor de făcut. Da. Dar, nu vorbim numai de această zonă. Mă uit, de exemplu, la gara Stupin, care poartă numele localității Stupin, dar este în momentul de față extrem de aproape de Sânt Petru. Practic, noile cartiere gen Sânt Petru Residence sunt la mai puțin de, nu știu, 500-700 de metri de actuala gară Stupini.
Practic, Sânt Petru, dacă ar gândi puțin o dezvoltare urbanistică întoarsă cu fața către Gara Stupini, ar putea constata că Gara Stupini ar deveni gara lor de acces. Da. La fel putem vorbi de și de alte localități. Preșmerul are gara aplasată oarecum excentric. Feldoara, din punctul meu de vedere, are o gară excelent plasată și cu investiția de pasajul rutier peste calea ferată va asigura și va curăța oarecum zona respectivă. Sunt multe investiții de genul acesta care pot fi gândite și în gările acestea mici, astfel încât să fie atractive, să fie determine oamenii să vină și să folosească serviciul feroviar. În logica trenului metropolitan vorbim de gări, avem unele deja înființate, pe alea nu le mai mutăm. Pe de altă parte, noi ne dorim ca transportul metropolitan pe cale ferată să fie atractiv. De aceea, în discuția asta, pe de o parte, cum facem stațiile actuale, cum le dotăm și ce facilități adăugăm astfel încât să crească atractivitatea pe trenul metropolitan. Pe de altă parte, aducem în discuție și înființarea de noi gări pe rutele de servite de trenul metropolitan, tocmai pe ideea de a deservi anumite zone de locuire care nu sunt deservite de o gară sau... Da, corect. Putem să luăm, nu știu, dacă vrei, Codlea, de exemplu, căreia îi se mai poate face o gară, sau putem să vorbim poate chiar de Predeal, dacă se merge pe zona aia, de o a doua, că da, are o lungime localitatea și tot ce, inclusiv la Zărnești, sunt trei gări în momentul de față, da, propriu zis. Dar gara finală, practic, ea deservește o zonă de case și acum ce se dezvoltă imobiliar cu locuințe colective un pic în zona aia. Dar datorită structurii localității Zărnești, practic, zonele de locuri vechi, ele sunt la distanță măricică de gara finală. Dar există o haltă, halta Moșoiu, care dacă ar fi dotată cu anumite facilități, ar putea să devină atractivă pentru zona de blocuri, astfel încât oamenii să ajungă foarte repede la... Practic, una dintre facilitățile la care te referi tu se referă la, efectiv, rasterul și parcări de biciclete. Da, da. Așa cum sunt convins că ești dispus să ne povestești ce ai văzut în Olanda, în preajma gărilor și parcări imense de biciclete, astfel încât oamenii practic folosesc bicicletele pentru first mile și last mile, pentru prima milă și ultima milă din călătoria lor. Milă este folosit ca termen generic, nu e neapărat vorba de o distanță de 1,6 km, e folosit ca acel parcurs de acasă până la punctul de unde îl preia transportul public și apoi returul când se întoarce, parcursul din stația de transport public până la el acasă. Rasterul de biciclete sunt convins că ar trebui să existe în fiecare gară și un sistem sigur în care poți să-ți lași bicicletele. La fel, sunt absolut convins că dacă tot discutăm despre achiziție de material rulant, ar trebui din start, de la sine înțeles, că va trebui să aibă un spațiu considerabil pentru biciclete. Da. Și nu mă refer numai în navetismul acesta despre care discutăm, mă refer inclusiv pentru turiști, pentru locuitorii. Da. Și pentru brașovenii sau, mă rog, oricine din zona metropolitană care vrea să iasă la o tură de bicicletă, spre exemplu, nu știu, în Zărnești sau în Codlea sau pe zone din astea de pădure, de dealuri. Dar, și atunci are posibilitatea asta de a-și pune bicicleta una contra unui cost. Discuția oricum nu se oprește numai la acest element. Din punctul meu de vedere, mai este un element important dacă tot discutăm de linia Brașov-Zărnești, că ne este foarte ușor să discutăm despre această linie. Practic, ar trebui să discutăm în momentul respectiv și de o reconfigurare a restului de transport public. Calea ferată se oprește la Zărnești. Zărneștiul oarecum este legat organic de Poiana Mărului și oarecum de zona Șinca Nouă-Șercaia. Practic, noi ar trebui să vorbim în momentul respectiv de posibilitatea de a avea la un moment dat un transport public auto care să deservească strict această zonă. Deci, Brașov, Zărnești, Poiana Mărului, Șinca Nouă. La fel, din Cristian ar putea fi închipuită o linie de
să spunem, mini-autobuze care să lege Cristian de Vulcan și de Holbav. Vorbim de localități care nu sunt pe calea ferată, dar care trebuie conectate la cea mai apropiată stație de cale ferată, nu trebuie conectate la Brașov. Da. Tocmai pentru a putea fi eficienți atât în transportul auto, cât și în transportul feroviar. Da, da, da. Nu avem de ce să ne creăm singuri concurențe între cele două tipuri de servicii. Da. Asta vorbeam practic de aceste legături și de conexiuni și de facilitări și când am vorbit de gara Bartolomeu, pentru că vedem că acolo se fac niște lucrări, dar în niciun caz nu s-au luat în calcul gândirea cu autogările sau zona asta de bicicletă. Și putem începe. Eu sunt inginer și aici să discutăm despre trenuri, exact. Trenul metropolitan e coloana vertebrală a transportului public de lung parcurs, oricând există infrastructură sau un public țintă care să justifice infrastructura. Nu vreau să intrăm neapărat în detalii, dar e important de înțeles că oameni în sisteme de mass transit înseamnă spațiu în orașe și în comunități pentru orice altceva în afară de automobile. Și, sigur, nu întotdeauna este oportun un tren, nu în condiții de densitate mică neapărat, dar în situațiile metropolelor din ziua de azi, mai ales a polilor de creștere de circa jumătate de milion de locuitori, pot să aibă o eficiență imbatabilă. Sigur, e absolut, absolut bine pentru planetă să transporți mase mari de oameni și de mărfuri până acolo feroviar și, sigur, oportunitatea este dată mai ales de infrastructura existentă. Acum, fac o scurtă paranteză, multă lume când aude de trenuri metropolitane în România își imaginează ceva mare, lung și care circulă la viteze mari. Trenul metropolitan trebuie asimilat unui autobuz pe șine. Este, în esență, un serviciu cu opriri dese, cu o viteză medie nu neapărat foarte înaltă, care este o consecință a opririlor dese, dar care deservește și irigă comunități pe distanțe ample, practic. Ne uităm la viteze medii de până în 50 de km pe oră. Și sigur că costul infrastructurii poate fi neglijabil dacă se introduce un serviciu pe infrastructură existentă. Tind să repet asta, că în cazul unor orașe din România, ne uităm la infrastructuri feroviare vaste, extrem de subfolosite. Sunt cel puțin 28 de comunități din țară identificate care s-ar preta la servicii de tren metropolitan. Și o să revin la slide-ul ăsta despre cât merită investit în infrastructură, material rulant și volum de populație, dar pe hartă ne uităm practic la servicii metropolitane prin absolut toată țara. Sunt destul de puține comunități numeroase care nu au o rețea feroviară care ar putea fi utilă și în area căreia de deservire sunt numeroși locuitori. Și sigur că în cazul anumitor poli de creștere, investițiile pot fi notabile, pot trebui extinse linii, făcute stații și așa mai departe, dar corelat cu populația deservită, în cele mai multe cazuri sunt de-a dreptul oportunități, nu provocări. Și, sigur, Bucureștiul e de departe cel mai complex nod feroviar din România, iar aici este un studiu în lucru la nivelul autorităților, care urmărește o introducere fazată a mi se pare, 16, exact, servicii metropolitane, câteva dintre care în viitorul foarte apropiat. În cazul Bucureștiului, o bună parte din infrastructură nu e funcțională sau electrificată, iar investițiile necesare vor fi notabile. Dar tot în cazul Bucureștiului este un potențial de public călător sistematic de peste 1 milion de locuitori ai orașului și mai ales ai metropolei. Asta pe termen lung înseamnă un sistem care se poate autosusține. Sigur, mergem și în cealaltă extremă, scurt o să vă trec prin niște exemple. În nordul Maramureșului este o linie parțial inactivă, parțial subfolosită, unde o comunitate care funcționează organic în mod liniar Nu are servicii de transport decente sau chiar deloc în extremitatea estică, exact pe axa pe care ea funcționează astăzi. Și asta pe cale de consecință încarcă inevitabil rețeaua rutieră, atât cu vehicule cât și cu poluarea conexă și accidente. Acum, sigur că nu orice oraș cu cale ferată se justifică asemenea investiții. Dar sunt rare cazurile în care linia nu are potențial de a deservi comunități. În cazul Zalăului, de exemplu, s-a identificat în să spunem, metropola funcțională, posibilitatea de a deservi niște comunități care astăzi se bazează exclusiv pe navetism rutier. În cazul Băii Mari, într-adevăr, este nevoie de niște reconstrucție de infrastructură
principala nevoie organică de transport acolo este spre Baia Sprie, comunitate care și-a înlăturat calea ferată de niște ani. Culoarul este liber și autoritățile de acolo au niște ambiții. În cazul Clujului, în mod similar, nevoia este organică pe Valea Someșului, pe care comunitatea își, mă rog, unde este densitatea mai mare construită, și e vorba în mod similar de un serviciu pe infrastructură existentă care să fie bine legat la sistemele de transport terestre, dar și la aeroport. În cazul Brașovului, la asta am așteptat să ajung, sunt mai multe posibile abordări. Ceea ce este astăzi metropola funcțională din Brașov nu coincide cu ceea ce este metropola din punct de vedere administrativ. Punctual există foarte multe comunități care funcționează ca sateliți ai Brașovului, dar nu neapărat sunt parte a Autorității Metropolitane de Transport. Asta sigur se poate rezolva în timp și este mai mult o muncă politică decât inginerească, dar într-un scenariu maximal, o rețea de trenuri metropolitane pentru această comunitate ar trebui să ajungă și în județele învecinate, atât din considerente turistice, cât și mai ales de strategic commuting, de navetism sistematic. Și Brașovul are șansa de a avea în momentul ăsta ceea ce este singurul proiect matur de cale ferată nouă din România, mai exact breteaua care urmează să lege aeroportul de magistrala 300 și a cărui utilitate o să fie cel mai probabil, mai ales pentru aceste trenuri metropolitane. Nu în ultimul rând, ca un astfel de sistem să funcționeze bine, el trebuie corelat, inclusiv ca și program, cu sistemele de transport de suprafață. Și aici niște axe de transport ecologic de mare capacitate pot completa absolut onorabil o rețea de trenuri metropolitane. Ne uităm în principiu la cele două axe organice de funcționare a orașului. Și, sigur, lăsând deoparte că sunt o oportunitate, trenurile metropolitane sunt o necesitate pentru România. Cred că suntem o țară prea săracă să transportăm în continuare tot rutier, cu toate consecințele conexe, de la poluare la accidente, de la aglomerație la timp pierdut pentru toată lumea. Trenurile sunt scumpe, știm cu toții, și oportunitatea finanțărilor nerambursabile nu o să dureze pentru totdeauna. Este esențial ca autoritățile din România să profite de acest moment cheie și respectiv de anul feroviar european, care vine cu, inclusiv cu asistență de la diferite organisme pentru implementat asemenea proiecte. Și în încheiere aș dori foarte tare ca această hartă pe care unii dintre noi o visăm în momente de optimism să devină o realitate a României și respectiv ca numeroase comunități să implementeze astfel de proiecte și să-și reducă mult din navetismul rutier. Mulțumesc! Înainte să încheiem, da, vreau să fac așa o scurtă trecere în combinația bicicletă-tren. Este modelul olandez pe care l-am întâlnit și l-am și testat în 3 ani de vizită în Olanda, perioada 2017-2019. Combinația aceasta bicicletă-tren, așa cum zicea Paul, e practic, conține o călătorie cu bicicleta înainte sau după călătoria cu trenul. Asta e cazul, să zicem, definiția. Călătoria de fel e cea care pornește de acasă până la gară. Te duci cu bicicleta, lași bicicleta într-o parcare la gară, parcare dedicată bicicletelor, nu orice fel de parcare, parcare securizată, dotată cu rasteluri și mecanisme de intrare. Cazul ideal e ca să ai călătoria de acasă până la tren, îți lași bicicleta, după ce faci călătoria cu tren, să ai opțiunea de a închiria o bicicletă și să te duci de asemenea unde ai nevoie. Ăsta e cazul ideal. Dar în alte cazuri poate să fie o deplasare pe jos, scurtă, fie luarea unui mijloc de transport în comun, gen local. Cum e RAT Brașov. Sunt 6 elemente principale pe care olandezii le-au identificat pentru ca această ecuație bicicletă-tren să aibă succes și să fie funcțională. Parcarea de biciclete. Cumva sunt obligatorii. Se există un serviciu public de închiriat biciclete.
să existe o colaborare pe niveluri. Aici, cazul Olandei e nivelul național, care e compania de trenuri, cum e CFR la noi Călători, compania de trenuri care are și sistem de închiriere biciclete. Și avem localul și, practic, aici vine următorul element și se leagă pe colaborare, sistemul integrat de plăți. Cu o cartelă, tu practic accesezi transportul public și din localitate și bicicleta și trenul în funcție de nevoile pe care le ai. Și nu trebuie să alergi la 10.000 de case de bilete. Comunicarea foarte bună e un alt element și elementul poate principal, aș zice eu, pistele de biciclete. Trebuie să existe o infrastructură dedicată de piste de biciclete. Câteva elemente. Pe mecanismul ăsta, pe ecuația bicicletă-tren, olandezii călătoresc cu bicicleta de acasă la gară în medie pe o distanță de 4 km. Apropo de last mile-ul ăsta, distanța la ei preferată e de 4 km. Un studiu al Universității din Amsterdam arată că 60% din utilizatorii acestui sistem bicicletă-tren dețin și un autoturism personal. Dar aleg să nu folosească autoturismul, să folosească combinația bicicletă-tren. Practic, așa se vede cât de atractiv este sistemul bicicletă-tren. Probabil vorbim și de costuri mai mici și de ușurință costuri mai mici, mare. Exact. Așa, închei cu un mesaj către politicieni, toți cei care se gândesc la zona asta de mobilitate urbană, de soluții și inclusiv trenul metropolitan. Și e o chestiune întotdeauna când întreb pe olandezi, domne, de unde te apuci să faci lucrurile astea? Și zic așa, trebuie să iei decizii curajoase și să pui bicicleta pe prioritatea principală sau pietonul sau soluțiile alternative. Ăsta e mesajul către tot ce înseamnă factorul decizional din România. Dar aș mai vrea totuși să facem... Să precizăm ceva, totuși. Au fost câteva declarații ale primarului Alen Coliban cu privire la trenul metropolitan, făcute cam cu 2 luni în urmă, o lună maxim, deci în prima jumătate a lui 2021. El zice așa, la finalul verii acestui an, 2021, ar trebui să avem un SF recepționat pe trenul metropolitan. În toamna lui 2021 ar intenționa ca acest SF să fie depus la minister pentru finanțare. Finalul lui 2022 ar însemna finalizarea achiziției materialului rulant. Apoi, livrarea de garnituri s-ar face în 12-18 luni. Și la finalul lui 2023 am avea primele garnituri operaționale. Asta, dacă ne uităm pe ce rute ar vrea, sau mă rog, au fost anunțate tot de Alan Coliban, vorbim de o rută spre Codlea, de una spre Zărnești și la vremea respectivă a fost menționat și întorsura Buzăului, asta în condițiile în care podul CF Budila este finalizat. Ce mai avem? Mai știm că, tot de la Alen Coliban, că Radbe Brașov este în curs de acreditare ca operator feroviar. Deci trenul metropolitan ar fi operat de Rad Brașov. Mai avem o informație că primăria desfășoară un studiu de oportunitate cu o recepție pentru septembrie 2021, dar nu știm exact. E pe soluții de transporturi, dar nu știm exact dacă în studiul ăsta de oportunitate e și trenul metropolitan. Mă face să cred că dacă există un SF în lucru, totuși s-ar putea să nu fie inclus și în studiul de oportunitate sau să fie, nu știm. Eu preferam să trecem peste partea aceasta pentru că partea aceasta oarecum doar mi-aduce aminte de faptul că cei din primărie sau aceste prezentări insistă foarte mult și termenele pe care le-ai menționat tu insistă foarte mult pe un calendar legat de PNRR. Da, așa este. Dar din păcate PNRR-ul la nivel național încă nu este adoptat, e încă în negocieri cu Comisia Europeană.
în același timp am mari dubii legate de disponibilitatea și de faptul că vor rămâne suficienți bani pentru genul acesta de investiții. Și după cum am spus în cadrul acestui episod care deja se lungește prea mult, îmi cer scuze că îl ducem atât de lung, ideea ar fi că noi punem oarecum carul înaintea boilor. Adică noi ne gândim ce automotoare să cumpărăm, da, fără să ne gândim în ce serviciu vrem să le utilizăm. Da. Ar trebui mai întâi să ne gândim ce serviciu ne dorim să avem pentru întreaga zonă metropolitană, da, să stabilim aceste detalii, să stabilim nevoile de investiții și abia apoi să căutăm sursele de finanțare. Dacă noi vom merge tot timpul doar pe ideea că, uite, există acum o sursă de finanțare pe care pot să achiziționez o mică componentă dintr-un mix mare care oricum nu știu cum vreau să arate, s-ar putea la sfârșit să nu avem o soluție funcțională. Ca să și precizăm concret, apropo de ce ai zis tu, gândindu-ne la ce am putea finanța prin PNRR-ul ăsta care nu e încă adoptat, nu e finalizat, pe ruta Codlea, unde avem linie neelectrificată, informația ar fi că de ce să electrificăm când putem să luăm trenul pe baterii, pentru că, uite, în PNRR scrie că putem să luăm trenul pe baterii. Ceva de genul ăsta, garnituri pe hidrogen chiar se vorbește, sau, adică o tehnologie, da, care încă nu este validată comercial în nicio țară. Da. Și care e destul de scumpă, deocamdată există un singur producător, deci practic am plătit un preț extrem de mare pentru o investiție care nu suntem siguri că este fiabilă și că este utilă și care, sincer să fiu, am mari dubii că este ceea ce ne folosește. De acord cu tine, încheiem episodul 5. Și vă așteptăm la episodul cel mai controversat. Da. Cel cu tramvaiul.